Amin, slăvit să fie Domnul, El ne-a adus fericirea în viață, ne-a adus bucuria, este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și slavă Domnului că nu-i doar unul, sunt mulți, încă se pocăiesc oameni pe fața pământului, Evanghelia încă aduce rod, aceasta este prin lucrarea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt și El merită toată lauda, toată slavă. Noi suntem aici pentru El, am ascultat mărturiile acestea, este o zi de sărbătoare. Este din nou o zi de bucurie pentru că avem botez și împlinim Scriptura, așa cum ne-a poruncit Domnul Iisus. Dar, dincolo de aceasta, de ceea ce vedem cu ochii noștri, este bucuria care este în ceruri pentru un om care se întoarce la Dumnezeu. Dragii mei, acestea sunt minuni care țin pentru veșnicie. Lucrurile acestea sunt scrise în ceruri. Noi ne naștem odată pe acest pământ, se înregistrează la primăria localității respective, se emite un certificat de naștere. La fel și Dumnezeu are în ceruri mărturia întoarcerii noastre la El, mărturia nașterii noastre din nou. În momentul acela, noi devenim copii ai Lui. Fără acest lucru, nu există mântuire. Fără ca un om să se nască din nou, nu există posibilitatea de a ajunge în ceruri. El nu poate să împlinească nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Nu are putere omul să împlinească legea lui Dumnezeu. El trebuie să se nască din nou. Și mulțumim Domnului că încă sunt persoane care se nasc din nou, în care Dumnezeu lucrează, așa cum am auzit aceste mărturii. Nu am să dezvolt subiectul acesta al botezului, pentru că sunt multe de spus, doar aș vrea să răspund la întrebarea aceasta, de ce împlinim, de ce facem acest lucru, de ce trebuie să practicăm această rânduială pe care a lăsat-o Domnul. În primul rând, pentru că după învierea Lui nu avem foarte multe cuvinte în Evanghelie din ce a spus Domnul după ce a înviat. Avem cuvintele sale dinainte de înviere, din cei 3 ani și jumătate, avem cuvinte din seara când a fost vândut, sunt în Evanghelia după Ioan. Dar din partea cealaltă, după învierea Lui, nu sunt multe cuvinte, însă cele care sunt, sunt de maximă importanță și printre ele se numără cele din Evanghelia după Matei. La sfârșitul Evangheliei, în capitolul 28, este scris: cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Aceasta este ce a spus Domnul Iisus. Cu aceste cuvinte se încheie prima Evanghelie, Evanghelia după Matei. Domnul i-a trimis pe ucenici și pe urmă pe generația următoare de ucenici i-a trimis să vestească Evanghelia. Însă semnul întoarcerii la Dumnezeu a unui om, semnul că el devine creștin, este marcat prin această rânduială a botezului creștin în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. În primul rând, botezul înseamnă o mărturie a iertării prin credință. Și ca răspuns, de ce facem acest lucru? Pentru că am fost iertați. Oamenii religioși, mulți dintre ei din religia aceasta oficială a țării noastre, nu pot să creadă, nu pot să conceapă că un om poate căpăta iertare completă, deplină în viața aceasta. Ei se chinuie tot timpul să împlinească niște ritualuri și eu am fost în religia ortodoxă și am încercat să capăt iertare în felul acesta. Dragii mei, iertarea o dă Dumnezeu prin har, prin credință. Și așa s-a întâmplat de la început. Din momentul în care apostolii au început să împlinească această mare trimitere pe care Domnul le-a dat-o, ei au început să predice Evanghelia. S-a coborât Duhul Sfânt a 50-a zi după învierea Domnului Iisus, de aceea se numește ziua cincizecimii. Duhul Sfânt s-a coborât. Ce au făcut apostolii? S-au dus să vestească Evanghelia, să împlinească acest cuvânt pe care Domnul l-a lăsat. De aceea găsim scris în Fapte, în capitolul 2, după ce au auzit aceste cuvinte, cuvintele lui Petru, care predica Evanghelia, care îi chema pe oameni să se împace cu Dumnezeu, cei care ascultau au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Petru le arăta starea de păcat, le arăta nevoia lor de a se împăca cu Dumnezeu. Iar ei și-au pus întrebarea foarte sinceră, au rămas străpunși în inimă, au rămas convinși de păcatul lor și au pus această întrebare: fraților, ce să facem? Și observați cu mare atenție ce spune
Apostolul Petru sau, cum zic oamenii de la țară, Sfântul Apostol Petru, Sfântul Petru, cum vor să-i spună, iată ce zice Petru, cel pe care Domnul Iisus l-a însărcinat în mod principal cu vestirea Evangheliei în această zi a cincizecimii. Răspunsul lui este următorul, pocăiți-vă, le-a zis Petru. Mai clar decât atât. Ce trebuie să facem? Pocăiți-vă. Și dacă ne pocăim, adică dacă ne mărturisim păcatul, dacă ne mărturisim starea noastră rea, nu-i deloc greu să faci asta și cerem iertare lui Dumnezeu, iată ce spune mai departe. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Dacă voi vă pocăiți astăzi, astăzi veți fi iertați. Și putem să facem botezul. Asta a predicat Petru în ziua cincizecimii. Repet, este vorba de cea de-a cincizecea zi după învierea Domnului Iisus. Petru se ridică și spune, pocăiți-vă, apoi veți fi botezați ca semn al faptului că Dumnezeu v-a iertat. Dragii mei, este o mare bucurie. Dumnezeu ne șterge toată vinovăția, toată culpabilitatea noastră înaintea cerului. Pentru un singur păcat, plata păcatului este moartea. Este chinul veșnic, este despărțirea de Dumnezeu. Însă Dumnezeu ne șterge păcatul. De ce? Pentru că toată această vinovăție, toată povara păcatelor noastre a purtat-o Domnul pe cruce. Moartea care trebuia să fie asupra noastră a suferit-o El. Despărțirea noastră de Dumnezeu a trăit-o El. De aceea a spus aceste cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El a fost despărțit de Dumnezeu în locul nostru. El a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Este iertare. Și este iertare pentru toți oamenii, fiindcă Cel care a murit pe cruce era Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Cine putea să fie mai mare ca El? Nimeni. Câtă iertare poate să dea El pentru toți oamenii? El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ale celor care suntem aici, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, spune Scriptura în prima epistolă a lui Ioan. Este iertare pentru toți. Botezul semnifică în primul rând lucrul acesta. Faptul că am fost iertați. Un om care nu s-a pocăit și care n-a căpătat iertarea, n-are niciun sens să se boteze. Bineînțeles că nu se aplică unui copil. Un copil nu poate să se pocăiască, nu poate să primească iertare. Iată așadar ce spune Petru. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, ca dovadă că ați fost iertați. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și aceasta este făgăduința lui Dumnezeu, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, nu că te mântuiești tu prin propriile forțe, dar scăpați, salvați-vă, primiți iertare, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie și mântuiți-vă, pentru că neamul acesta merge spre judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, neamul acesta, poporul acesta în care trăim noi, el merge spre judecata lui Dumnezeu. Nu la infinit vom auzi oameni dând celui rău totul, și pe ei înșiși, și copiilor, și familia lor. Aici, în sudul țării, este generalizat, mai ales la țară, dar și la oraș, omul dă celui rău totul. La un moment dat, oamenii vor ajunge sub judecata lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce se întâmplă afară, puteți să vă uitați aici în grădină să vedeți ce crăpături avem de la seceta aceasta care n-a mai fost niciodată. Nu cred, e fără precedent în istoria acestei țări. Judecata lui Dumnezeu este la uși, ea va veni. Foarte curând Dumnezeu va intra la judecată cu poporul acesta și pe urmă cu popoarele întregii lumi. Din cauza aceasta, noi trebuie să ascultăm cuvintele Evangheliei. Mântuiți-vă, salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și spunea despre poporul evreu de atunci care respinsese mântuirea, se potrivesc aceste cuvinte și neamului nostru cu prisosință. Cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați. De ce facem botezul? Pentru că unii au primit vestirea Evangheliei, de aceea, așa cum a făcut Petru în ziua aceea, de fapt, ucenicii care erau împreună cu el, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Dragii mei, ei au căpătat iertare. Din ziua aceea, ei puteau să spună ceea ce spunea regele David, cel mai important rege din istoria lui Israel, scrie aceste cuvinte. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. El putea să spună, eu sunt un om fericit pentru că Dumnezeu mi-a iertat fără de legea, păcatul meu a fost acoperit. Cu ce a fost acoperit? Cu prețul acesta nespus de mare al sângelui Domnului Iisus. Dumnezeu ne iartă în mod just, nu închide ochii la păcat, nu trece cu vederea, dar fiindcă altcineva a plătit pentru păcatul nostru,
În momentul în care noi credem în jertfa aceasta a Domnului Iisus, noi primim iertare în mod juridic, în mod legal, înaintea lui Dumnezeu. Iertarea se primește în dar, fără plată, prin valoarea aceasta a sângelui vărsat pe cruce. Iar tot Petru spunea despre prețul care s-a plătit, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. Ce am moștenit noi prin naștere? Un fel vanitos, deșert de viețuire. Fiecare dintre noi, ce am auzit în casă, cam aceea am și făcut, ba chiar am depășit păcatele părinților noștri. Așa se întâmplă de la o generație la alta. Generațiile care vin sunt din ce în ce mai căzute în păcat, merg dincolo de bariere, se rup toate barierele, se rup toate gardurile, apar păcate noi. Știți ce se întâmplă în toată lumea și se întâmplă și în țara noastră. Iată așadar ce am moștenit noi, dar și ce oferă Dumnezeu. Prin sângele Domnului Iisus căpătăm iertare și putem să fim mântuiți. Botezul semnifică în al doilea rând nu doar faptul că am fost iertați, ci și că am devenit copii ai lui Dumnezeu în urma unei nașteri din nou. De aceea au dat mărturie cei care se botează astăzi, pentru că trebuie să putem relata nașterea din nou. Cine nu are ce povesti înseamnă că n-a avut o naștere din nou. Când ai o naștere din nou, e foarte clar. Omul vechi a dispărut, s-a dus, este dat uitării și devii o făptură nouă. Nu devii o făptură perfectă, așa cum ați auzit, fiecare are propriile lupte și intrăm în procesul sfințirii, dar ești o făptură nouă și unele păcate cad dintr-o dată. Ați auzit ce a spus fratele Vasile legat de păcatul acesta al mâniei și al vorbelor rele care vin de la sine. Pe acesta l-am avut și eu, măcar că slujeam practic în Biserica Ortodoxă și îmi era rușine, mă spovedeam, mărturiseam, nu reușeam să scap. Îmi spunea preotul, lasă că te iartă Dumnezeu, bun, mă iartă, dar cum scap, cum fac să nu le mai fac? Aceasta era problema mea. Dragii mei, în momentul în care noi căpătăm iertarea de la Dumnezeu în urma pocăinței și a credinței, devenim făpturi noi și lucrurile acestea cad. Ați auzit cum a spus el, la fel dau și o mărturie, au căzut din viața mea deodată și definitiv. Nu s-au mai întâmplat accidente în punctul acesta. Te eliberează Dumnezeu total. De unele păcate, total. Cu celelalte trebuie să te lupți, însă, oricum, păcatul devine un accident. Nu mai este conduită, nu mai este felul nostru de a viețui și începem să simțim repulsie, respingere față de păcat, ne îndepărtăm de tot ce este rău și ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. Așa spunea Apostolul Pavel creștinilor din Roma, ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Observați, omul vechi, am murit față de păcat, am terminat cu păcatul. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui? De aceea este vorba de o scufundare sub apă. Pentru o secundă, două, omul este ca și cum a reprezentat moartea Domnului Iisus, așezarea Lui în mormânt și pe urmă iese din apă ca simbol al învierii. Noi, prin botez, semnificăm moartea față de păcat și învierea la o viață nouă. Aceasta înseamnă naștere din nou. Este o înviere, o renaștere spirituală în care Duhul Sfânt are rolul principal. Botezul semnifică așadar nașterea din nou, iar rezultatul este o făptură nouă, cum spune Apostolul Pavel, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Încep să cauți rugăciunea, încep să cauți cuvântul lui Dumnezeu, îi cauți pe frați, îți place să-L lauzi pe Dumnezeu, astea nu le-ai avut. Nu aveai cum să le poți avea în viață înainte de nașterea din nou. Ele nu vin ca o religie impusă, ele vin din adâncul inimii, este ceea ce îți dorești, pentru că tu ești copil al lui Dumnezeu și un copil al lui Dumnezeu vrea să stea cu tatăl său, nu trebuie să-l obligi să stea la rugăciune, nu trebuie să-l forțezi să vină la adunare, nu trebuie să-l forțezi să cânte, să asculte predici, el își dorește, este stilul lui de viață, este într-un nou mediu de viață, care este total diferit față de ce a fost. Iar dacă îl iei și îl așezi într-un bar și îi pui manele și muzică și băutură în jur, el caută să iasă de acolo, pentru că nu e mediul lui de viață, el nu mai aparține lumii acestea, nu-i mai place. Observați, este o schimbare radicală și în multe alte aspecte ale vieții. Nu trebuie să-l înveți pe un om născut din nou că n-are ce căuta la plajă. El singur își dă seama că nu e locul lui acolo. Și am curajul să o spun, cei care se simt bine acolo n-au o naștere din nou, categoric. Dacă ai o naștere din nou, fugi din mijlocul păcatului.
Nu trebuie să spună cineva că lucrul ăsta e păcat pentru că tu îl simți în tine, fiind o făptură nouă, un copil al lui Dumnezeu. Așadar, botezul marchează nașterea din nou. El are loc după o naștere din nou. Nu are niciun sens să faci botezul cu o persoană care nu s-a născut din nou. De aceea invit pe toți cei care încă nu s-au botezat să aibă întâi parte de naștere din nou. Și după aceea așteptăm și la pasul următor ca să împlinim tot ce spune Scriptura. Și dacă am împlinit tot ce spune Scriptura, gata, am terminat? Nu am terminat. Este abia un nou început. Botezul este un final, pentru că e finalul vieții vechi, dar este un nou început. Botezul marchează începutul urmării Domnului Iisus, pentru că Domnul a spus, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit, faceți ucenici. Din momentul acela tu devii nu doar un copil al lui Dumnezeu, ci și un ucenic al Domnului Iisus. Un ucenic trebuie să fie învățat, ca într-o meserie, dacă vrei să fii ucenic de tâmplar, de dulgher, stai pe lângă unul care știe și ai o perioadă de ucenicie, stai pe lângă meșter. Noi trebuie să stăm pe lângă Domnul Iisus să învățăm de la El. Ce? Să fim așa cum a fost El în lumea aceasta. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, spunea Apostolul Pavel. Așadar, noi intrăm în procesul acesta de a fi ucenici. Din momentul acesta, noi trebuie să-L urmăm pe Domnul. Sigur, există și posibilitatea de a te întoarce și de a zice, nu mai vreau, vreau să mă duc la viața veche. Sper ca nimeni să nu încerce această posibilitate. Capacitatea de alegere rămâne până la capăt. Alegem azi să-L urmăm pe Domnul, dar este vorba de un mers pe cale toată viața. De aceea Domnul Iisus a spus foarte clar și foarte onest, dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să vrei. Dacă voiește, dacă nu voiește, să meargă după lumea aceasta, însă va suporta consecințele judecății lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Te lași pe tine deoparte și încep să-L cauți pe Dumnezeu. Dragii mei, urmarea aceasta a Domnului Iisus, viața aceasta nouă cu Domnul Iisus, are un preț de plătit, înseamnă batjocuri, înseamnă suferință. De asta Domnul spune să-și ia crucea, nu să-ți legi o cruce de gât sau să o pui în spate sau să o pui pe un tricou, ci e vorba de a fi dispus să suferi în fiecare zi, să fii batjocorit, să fii neînțeles, să fii marginalizat. Așa a fost Domnul, așa au fost ucenicii, pe ei chiar îi omorau la propriu. Primele trei secole sunt pline de martiri și până astăzi sunt omorâți creștini adevărați. Dacă în țara aceasta nu se întâmplă așa, într-adevăr, e harul lui Dumnezeu, este îndurarea lui, dar batjocură, ocară, marginalizare, de acestea vom avea sigur parte. Însă, prețul acesta este prea mic în comparație cu beneficiile, binecuvântările care vin din urmarea Domnului Iisus. A-L urma pe Domnul Iisus, deși nu este un drum presărat cu petale de roze, totuși este o viață plină de sens, plină de bucurie, plină de pace, plină de nădejde. Noi știm unde mergem, mergem către casa Tatălui, ne ducem în direcția aceasta, la finalul vieții acesteia sau când va veni Domnul, vom fi în casa Tatălui. Noi nu suntem ca cei din lume care n-au nicio nădejde. Nu ne mai cuprinde teama morții, așa cum ați auzit, pentru că pentru cel credincios a muri este un câștig. Ajungi în casa Tatălui, ajungi acasă și este mare bucurie în cer când ajunge unul la sfârșitul urmării, la sfârșitul alergării acesteia pe pământ, atunci își primește și cununa. Dragii mei, viața cu Dumnezeu este singura viață care are sens pe acest pământ. Presupune a fi ucenic lepădarea sinelui, nu doar acum, ci tot timpul, în toată viața, purtarea crucii, să accept suferința și urmarea exemplului său de viață. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și bineînțeles că poți să te sperii puțin să zici, să trăiesc eu cum a trăit Domnul? Dragii mei, dacă Domnul doar ne-ar fi iertat, ne-ar fi mântuit și ne-ar fi zis de acu' descurcați-vă cu puterile noastre, eram pierduți. Nimeni n-ar fi putut să facă nimic. Însă, aici vine rolul acesta atât de mare al Duhului Sfânt. În momentul în care noi devenim copiii lui Dumnezeu, este deja lucrarea Duhului Sfânt, pentru că noi ne naștem din Duhul Sfânt și din apă, ne naștem din Cuvântul lui Dumnezeu, devenim făpturi noi. Însă, când Domnul ne spune să trăim cum a trăit El, ne dă și puterea de a face acest lucru. Puterea aceasta vine prin Duhul Sfânt. Noi nu putem duce o viață sfântă în puterile noastre, însă vine putere de sus. Noi nu putem să producem dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie. Toate aceste lucruri le face
Duhul Sfânt. De aceea Petru, când a predicat Evanghelia, n-a spus doar pocăiți-vă. A spus fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Primim ceva de sus, ceva care vine prin Duhul Sfânt, putere de sus, putere împotriva păcatului, dragoste de Dumnezeu, bucuria care vine din Duhul Sfânt, care este o bucurie negreită și strălucită. Nu se poate compara cu nicio bucurie din lumea aceasta. Toate acestea vin de la Duhul Sfânt și le primește orice om născut din nou. Orice om care s-a născut din nou are deja lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Însă este un pas mai departe și se numește botez cu Duhul Sfânt. Este un pas pe care Domnul îl are pentru cei credincioși și spune aici, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Este o făgăduință, este o promisiune pentru cei care erau departe de Israel în timp și în spațiu. Este o făgăduință pentru noi, pentru voi astăzi. Căutați prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta, așa cum ați auzit din mărturie, ei au căutat o biserică în care e lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta vrem să fie caracteristica noastră până la capăt. Să fie o adunare în care Duhul Sfânt ocupă rolul principal, în care El lucrează. Iar cei care se botează astăzi, îndemnul Scripturii este căutați mai mult de la Duhul Sfânt. Există un botez cu Duhul Sfânt și pe urmă o umplere continuă cu Duhul Sfânt. Nu vă opriți aici. Într-adevăr, ați văzut lucrarea lui Dumnezeu? Este lucrare de la Duhul Sfânt. Orice om născut din nou are pe Duhul Sfânt în sine. Din momentul ăsta însă este vorba nu doar de un botez cu apă, ci și de a căuta o umplere cu Duhul Sfânt. Despre Domnul Iisus spunea Ioan Botezătorul, lui nu-i dă Tatăl Duhul cu măsură, ceea ce înseamnă că tuturor celorlalți ni se dă cu măsură. Botezul cu Duhul Sfânt reprezintă măsura aceasta a plinătății Duhului Sfânt. Deci nu vă opriți în punctul ăsta, căutați botezul cu Duhul Sfânt, căutați umplerea continuă cu Duhul Sfânt. Aceasta e pentru noi, pentru toți. Dumnezeu nu ne lasă să ne descurcăm noi singuri. Ne dă putere de sus, ne dă puterea manifestată în persoană Duhului Sfânt. Așadar, făgăduința aceasta este la început și este până la capăt. Apostolul Pavel spunea, fiți plini de Duh, trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, ceea ce vă doresc din toată inima. De aceea și avem, chiar și în ziua botezului, pentru că s-a întâmplat în Scriptură, mulți au fost botezați cu Duhul Sfânt în ziua botezului lor cu apă și cred că și aceștia 3.000. Ne rugăm să fie așa. Dacă cineva este pregătit, Dumnezeu botează și astăzi cu Duhul Sfânt. Dacă nu, este o perioadă de stăruință, de căutare, ca un copil care îl caută pe tatăl său pentru daruri bune, tatăl va da Duhul Sfânt celor care îl cer, iar aceasta este o căutare continuă și o cerere continuă. Chiar dacă un om a fost botezat cu Duhul Sfânt, el nu înseamnă că s-a terminat acolo lucrarea Duhului Sfânt. Botez înseamnă început. Și botezul cu apă înseamnă începutul vieții cu Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă începutul trăirii în plinătatea Duhului Sfânt. Ne dorim să fie așa și cu voi și cu noi toți. Aici să fie lucrarea Duhului Sfânt, să fie plinătatea Duhului Sfânt. Dacă noi ne curățim de orice lucru rău, dacă vom continua în starea aceasta de pocăință, de mărturisire, de curățire a vieții, Dumnezeu lasă Duhul Sfânt în biserica Lui. Așa va fi până în ziua aceea când Domnul va chema biserica acasă, din punctul acela Duhul Sfânt va lucra într-o altă formă. Însă, cât timp este biserica pe pământ, este o făgăduință pentru toți membrii bisericii, pentru toți cei care fac parte din biserica adevărată a Domnului. Și fac aici o precizare. Nu-i botezăm pe oameni ca să-i facem membri într-o biserică. Total greșit. Cine face așa, o să aibă de discutat cu Domnul. Noi îi chemăm pe oameni să se boteze în numele Domnului Iisus, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, ei devin membri ai Bisericii Domnului, cea universală, nevăzută. Sigur, trebuie să facă parte dintr-o adunare locală, dar prin acest act nu înseamnă că sunt adepții unei religii sau alteia. Voi, care vă botezați astăzi, deveniți ucenici ai Domnului Iisus. Noi am venit la Domnul, religia noastră se numește creștinism. Oricine ne-ar întreba, putem să dăm socoteală de nădejdea care este noi. Noi suntem creștini și atât, suntem ucenici ai Domnului Iisus și ne dorim să fim așa până la capăt. Fiindcă Domnul va veni după biserica Lui, care se numește Biserica Creștină și atât. Restul este adăugat de oameni și oamenii sunt foarte
plin de imaginație când fac astfel de lucruri. Domnul să ne ajute să fim ucenicii Lui, să facem acești pași, pe voi să vă ajute în mod deosebit, dar și pe noi să fim plini de Duhul Sfânt până în ziua aceea foarte apropiată a revenirii sale. Amin. Amin.